Un mod sănătos de viață. Asta i-a schimbat la 180 de grade gândirea și felul ei de a fi acum 5 ani. Vorbim despre Cristina Burdulescu, cea care a decis să lase jurnalismul pentru a deveni antrenoare de fitness, dar și nutriționistă. Astăzi, Cristina e departe de Moldova, dar nu uită de unde a pornit. Și te salutăm, draga noastră, în primul rând. Vreau să-ți transmit salutări de la colegii, foștii tăi colegi, pentru că păi asta e Cristina! Mă bucur foarte mult că ai reușit să găsești timp și pentru noi. De ce ai plecat în Italia? De ce ai lăsat jurnalismul? Și de ce sport și nutriție? De fapt, am lăsat jurnalismul pentru că știam că va veni momentul să plecăm din țară și trebuia să-mi asigur un alt job decât cel la televiziune, pentru că nu credeam că o să fac față aici, este mult mai dificil. De aceea făcusem cursurile de antrenor și nutriționist, neplanificând încă să plec din jurnalism. Dar așa s-a întâmplat că m-a fascinat domeniul ăsta și bine că am avut posibilitatea 2 ani să practic acest job în sală la Chișinău. Avem poze cum erai tu până a începe acest mod de viață și până. Eu nu pot să zic că este o transformare foarte mare, dar totuși cât de tonifiat arată corpul tău acum. Da, draga mea, e diferență. Nu mai știi, nu mai ai pozele astea? Le-ai șters? Le-am. De fapt, ce înseamnă pentru tine sportul? Cât de des îl practici? Mergi undeva sau practici acasă? Până la pandemie activam la sală, iar din martie anul trecut am fost nevoită să-mi trec activitatea pe online, așa că am mai bine de un an de când lucrez și antrenez online, ceea ce nu credeam că este posibil. Deja și eu, respectiv de un an de zile, mă antrenez în condiții de casă. Aici abia s-au redeschis sălile, dar din motiv că mi-am completat orarul cu antrenamente, nu dispun de timp să... Deci sunt legate de casă, așa că acasă și lucrez, acasă mă antrenez, dar nu se obțin mai puține rezultate din condiții de casă. Unde fac sport clientele tale? În ce țări se află cele care fac sport concomitent cu tine? Așa, am doar vreo 3 fete din Moldova, apoi am din Anglia, vreo 5 din state, cu Franța, Irlanda am lucrat, din toată lumea. Sunt moldovence? Da, absolut toate. Așa că ți este ușor, bariera de limbă nu există, da. E ușor să antrenezi. Sportul e una, este foarte importantă și mâncarea, ce introducem noi în interiorul nostru. Ai devenit mult mai atentă pentru că ai făcut studii în acest domeniu. Totuși, e mai greu să le înveți pe moldovence să mănânce sănătos sau să facă sport? Din păcate, la capitolul alimentație, cam... toate întâmpinăm dificultăți. Eu le spun fetelor că, deși eu îmi dau toată străduința să le ajut să obțină un rezultat, eu sunt doar în cel mai bun caz 3 ore în săptămână împreună cu ele. Celelalte ore le petrec acasă de sine stătător și, de fapt, aia, timpul petrecut singure cu ele fac diferența. Și încerc să le învăț să mănânce cât mai echilibrat, pentru că doar așa obțin rezultate. Eu știu că de curând în viața ta s-au întâmplat lucruri frumoase. Deja urmează să schimbi numele, da? Probabil, deși nu aș vrea, dar mi se cere. Ai fost cerută în căsătorie într-o escapadă. Unde s-a întâmplat? A fost chiar la Vatican și până la asta mereu îmi imaginam, din 2016, de când am văzut prima dată Vaticanul, am zis că cred că nu ar exista nimic mai sfânt decât acel loc. Și eu nu știu despre asta, dar așa au dus astrele. Așa, urmează să fie o nuntă. Unde? Moldova sau Italia? Încă nu am discutat, dar sinceră să fiu, aș vrea aici.
aș vrea să am posibilitate, să avem posibilitate să chemăm pe ai noștri cei dragi de acasă, să le arătăm o părticică din frumusețile astea. Noi ne bucurăm pentru tine și pentru familia ta, îți dorim multă baftă, câte mai multe cliente moldovence sănătoase și frumoase în toată lumea și ești un exemplu pentru multe de ale noastre care sunt plecate peste hotare și își urmează visul. Sper mult așa să fie, eu în drum și aștept pe fiecare, chiar dacă, apropo, nu mai dispun de locuri disponibile pentru antrenamentele individuale, pentru că așa facem prin apel video, timp de o oră, lucrăm împreună. Am creat programe individuale pe care ele le pot face de sine stătător și prin asta oarecum pot ajuta cât mai multă lume. Mulțumim, spor la muncă și rezultate frumoase în continuare să ai. Mulțumim, o zi minunată!